Colegiile tehnice caută în această perioadă agenți economici care să le sprijine cu orele de practică. În funcție de specializări, sunt căutate restaurante sau fabrici din municipiu. Având în vedere că la colegiul nostru avem mai multe specializări, în special în domeniul industriei alimentare și în domeniul alimentației publice, economic și pe textile, care sunt meserii solicitate pe piața muncii. Noi pot să spun că avem și o dotare în cadrul școlii care este cunoscută la nivelul municipiului Roman, realizată prin programul Fare TVET, dar totodată vrem să colaborăm cu foarte mulți întreprinzători care mai târziu să poată oferi locuri de muncă elevilor care absolvă la noi cursurile școlii profesionale sau liceale. Sunt deschiși agenții economici de România? Sigur că da, au venit și avem colaborări foarte bune. Deja unii elevi realizează activitate și după orele de curs, au fost solicitați la anumite activități, în special pe panificație, pe chelner ospătar, cofetar patiser, sunt meserii care sunt cerute pe piața muncii, atât în domeniul industriei ușoare, textile, unde avem și acolo elevi care fac practică în unitățile din municipiul Roman. Agenții economici nu sunt remunerați pentru viitoarele parteneriate, însă în acest mod își formează viitorii angajați.